Bun găsit la final, se face, nu se face, va fi nominalizat, nu va fi nominalizat, își dă demisia, nu își dă demisia, trăim în plină loterie politică, asta ca să nu-i spunem isterie politică. De săptămâni bune România pare blocată în ușa rotativei de la Palatul Victoria, unii se chinuie să iasă, alții se chinuie să intre, dar oamenii răi din învățământ pare că le-au stricat planul, ceea ce trebuie să fie de fapt un banal act politic s-a transformat într-o chestiune de viață și de moarte politică. Demisia lui Nicu și înlocuirea acestuia cu Marcel s-a transformat din comedie politică într-o adevărată dramă națională. Protestele au paralizat România, dar și ambițiile politice ale PSD, ale PNL și pe cele ale Cotroceniului. Despre toate, despre rotativă, România educată care i-a scos pe profesori în stradă, despre lipsa de lideri, viziuni și proiecte, dar și despre anul 2024, discutăm cu un fost candidat la președinția României, retras de câțiva ani din prim planul politicii. Bună seara, domnule paleologu, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, cu mare plăcere. Da, chiar, lumea nu cred că își mai aduce aminte de Teodor Paleologu, politicianul. De politician sper că, mă rog, nici nu știu cât am fost de politician, chiar când eram ministru sau deputat. Totuși sper că sunt destui care își aduc aminte de ce am spus în 2019. Pentru că eu am candidat ca să spun anumite lucruri, anumite adevăruri. Cele mai multe s-au confirmat între timp și de aia sper că lumea își aduce aminte. Nu vreau neapărat să spun că să-și aduc aminte de mine ca să mă voteze la anul. Că nu îmi propun. Ajungem asta. Și acolo. Să-și aduc aminte de lucrurile importante pe care le-am spus, nu doar despre persoane, ci despre instituții, despre Constituție, despre marile probleme ale României, despre educație, despre demografie, despre jocurile de noroc, de pildă. Da? Și să-și aduc aminte că totuși au avut posibilitatea în 2019 să voteze altfel. Și n-au făcut-o, mă rog, eu nu mă supăr câtuși de puțin. Dimpotrivă, eu nu-mi doresc prea mult bătaie de cap de acest gen. Dar să-și aduc aminte totuși oamenii că aceste adevăruri au fost puse și că exista o altă cale. Da, și mie îmi displace capcana asta a argumentului public. Dom'le, dar cu cine voiai să votezi? Păi aveai, bun, nu-ți plăcea X, uite, l-aveai pe paleologul, l-aveai pe Barna, adică opțiuni existau. Mă rog, Barna este, după părerea mea, același lucru ca Iohannis în mai tânăr. Eu nu prea văd diferența. Bine, acum e Drulă. O să vorbim și despre opoziție. Cătălin Drulă, spre surprinderea mea, e un om cu care se poate discuta ceva mai ușor. Nu credeam lucrul ăsta la început, pentru că singurul meu contact personal cu el n-a fost agreabil. Nu era un om agreabil, nu e un om cu maniere, să zicem. Adică aia cu rangă îl definește. Bun, alte lucruri. Țineți minte schimburile de replici între domnul Drulă și domnul Câțu. Bă, Florine, ești zombie. Asta e nivel de discuție politic, între un ministru și un prim-ministru. Și Câțu răspundea în același gen. Adică mie mi se pare că asta e totuși o degradare a moravurilor publice foarte gravă. Bun, era un soi de golănie politică pe care am mai văzut-o practicată în anii trecuți. Dar nu vreau să începem emisiunea fără să anunțăm faptul că ați venit cu o carte. Lucru rar în peisajul media, așa, să ai invitați care aduc și câte o carte. E ultima carte scrisă de dumneavoastră, Leadership a la grec, de la Plutarh Citire. O carte despre leadership, despre cum se creează lideri autentici, despre valorile care îi definesc, despre eșecuri, despre, cum zicea Eba, succesuri, nu? Da. Da. Bun, Plutarh, și pornind, da. Pornind de la această idee, de la această carte, domnule paleologu, v-aș întreba direct și senin și cât se poate de obiectiv, deși o să și personalizăm discuția. De ce nu mai are România lider astăzi când vorbim? Sau de ce e atât de degradat statutul liderului politic în România? Răspunsul e mai lung. În primul rând, cum e turcul și pistolul? Într-o democrație, clasa politică este oglinda societății. Iar eu spun în repetate rânduri asta în carte, de fapt, foarte adesea punem carul înaintea boilor. Și anume, vorbim de leadership,
dar nu vorbim despre followership. Uh-huh. Acum, leadership e un concept pe care îl putem traduce foarte ușor în română, cu arta de a conduce. Sigur. Da? To lead, a conduce. Followership e mult mai greu de tradus în orice limbă romanică. Sunt cei care îl urmează. Inspirați de lideri? Inspirați sau nu neapărat. Cei care urmează sunt cetățenii obișnuiți, votanții, mă rog, adepții, partizanii. Sunt mai multe feluri de followers, de oameni care urmează pe cineva. Calitatea followership-ului determină succesele leadership-ului. Alexandru cel Mare n-ar fi putut cuceri cel mai mare imperiu din antichitate fără falangele create de tatăl său și antrenate în zeci de ani de războaie. Cezar n-ar fi putut cuceri Galia fără disciplina exemplară a legiunilor. Cu alte cuvinte, succesul depinde de cei care te urmează. Importanța formării electoratului, a cetățeanului, virtuțile de bază ale cetățeanului sunt cele care până la urmă fac să ai lideri buni. Liderii buni se merită. În democrație, mai cu seamă, liderii buni se merită. Acum, sigur că există o criză a leadership-ului peste tot în lume. Trăim, cum spuneați și dumneavoastră mai devreme în conversația de dinainte de emisiune, trăim o epocă a nebunilor. Da, e vremea nebunilor. Da. Tot felul de demagogi, de tirani, de zăghiți, dar pe scena internațională. Deci, sigur, există o criză generală a leadership-ului. La noi este și ridicol. Adică ne... Dar nu, la noi e doza asta caragielească, dacă vreți, care ne bântuie. Nu-s de acord. Nu? Caragiale e cu mult depășit. Stați puțin, Farfuridi este o lumină față de Iohannis sau față de Ciolacu sau nu de... Nu, vorbesc foarte serios. Sigur, Farfuridi este o caricatură. Și Trahanache, de pildă. Trahanache e mult mai... e mult mai bun decât ce avem acum. Bine ar fi să fie ca în Caragiale. Și mai gândiți-vă la ceva. În Scrisoarea pierdută nu e vorba de șpagă, nu e vorba de plagiate. Asta e savoarea prezentului. Fănică Tipătescu n-a plagiat un doctorat. Da. Și după aia nu influențează Consiliul de Etică. Mai e și chestia asta că spune Consiliul Național de Etică că o potențială problemă, nu știu dacă ați văzut, cum Dumnezeu să nu câte ori apare sintagma, o potențială problemă ar putea veni din faptul că nu s-au pus ghilimele, nu că n-a pus ghilimele, nu s-au pus ghilimele. Aici cred că o potențială problemă este că nu s-au pus ghilimele la etică în titulatura Consiliului Național de Etică. Dar a scăpat, practic. Adică impostura rămâne la locul ei, domnule. Nu cred. Cum să nu? Pe termen lung nu cred lucrul ăsta. Partea proastă este că asta generează în societate un tip de scepticism extrem de periculos, coroziv. Că de fapt nu contează nimic, că nu contează să lucrezi, că nu contează că cineva chiar a studiat pe bune. De altfel, plagiatul este o plagă în învățământ. Majoritatea studenților plagiază pe rupte în cele mai bune facultăți din țară. Și acum cu ajutorul inteligenței artificiale e mai dihai. Va fi, da. Acum, răspundeți-mi la o chestiune, domnule paleologu, că știu abordarea dumneavoastră directă și fără ezitări. Doamne, după 9 ani de România educată, suntem în punctul în care țara e condusă de plagiatori, în care profesorii sunt în stradă, în care impostura este valorificată la nivel de artă politică și în care noi toți ca societate suntem captivi unui moment în care ne gândim că pleacă Nicu și vine unul precum Marcel, după cum singur s-au recomandat. Am înțeles că e și vina societății, dar permiteți-mi să cred că e și vina lor, că ne tratează în halul acesta. Evident că da, dar aici lucrurile se, cum să spun, e vorba un fel de lanț al efectelor, cauze și efecte negative. E ca un domino. Evident că da. Ce spuneam despre
oglinda societății, asta nu scutește deloc sau nu scuză câtuși de puțin irresponsabilitatea unui președinte. Da, sau... este Iohannis responsabil pentru ce în trăim foarte mare măsură. De ce spuneți? Că uite, dacă o spuneam eu, este Cristache care e pătimaș în zona asta și de ce vi se pare că îi se pot imputa lui Klaus Iohannis toate momentele astea de până acum? E un om care n-a citit Plutar deloc. Ăștia nu prea au cultură. Gândiți-vă la ăștia un lucru. Ăștia... părinții fondatori ai României moderne sunt oameni care citiseră Plutar din scoarță în scoarță. Cunoșteau foarte bine pe acest autor atât de important. Vreau să revenim la Plutar, pentru că de fapt rog, oferă, să termin răspunsul la întrebarea dumneavoastră, și cred că Plutar ne permite să vorbim în cunoștință de cauză despre epoca noastră. E foarte actual, așa cum voi arăta peste câteva momente, însă da, Iohannis are o enormă responsabilitate în degradarea vieții publice. Am spus-o în repetate rânduri, am spus-o în campania din 2019. Bun, atunci părea un atac electoral nu, și punct. Nu, câtuși de puțin. Câtuși de puțin. Ce culpă îi faceți dumneavoastră? Adică de ce vedeți că el este cel care e depozitarul tuturor acestor rele? Este un om care nu comunică deloc. Așa. Rolul președintelui este să comunice cu societatea și să spună adevărul. El nu spune nimic, nu comunică nimic, nu poți afla nimic de la el, asta pe de-o parte. Și e ideea asta falsă că tace și face, nu face nimic, tace și nu face. Asta e o mare, sunt o serie întreagă de zicale românești, complet stupide. Nu tace și face, nu tace și nu face nimic, de fapt. Da? Pentru că a vorbi face parte din job description-ul unui președinte. Apoi este un om care e tipul de lider care cultivă mediocritatea în jurul său. Nu este singurul. Aș spune că destul de mulți, poate chiar majoritatea conducătorilor sunt de această factură. Da, uitați, vedeți, adică vor oameni mai slabi decât să ei. Să se potențeze pe sine, da. Exact. Dar uite, Băsescu n-a făcut asta. Dacă e printre puținele lucruri pe care nu îi le putem reproșa, e că n-a cultivat ideea de intelectualitate. Tot din interese meschine, de a se potența pe sine, pentru că avea și niște, probabil, handicapuri morale și așa mai departe. Dar a avut grup de intelectuali, a promovat intelectuali în partid. Acum, intelectualii nu sunt toți la fel. Sigur. Unii oameni au alte scăderi sau faptul că cineva are statut așa de intelectual nu înseamnă că știe prea multă carte. Eu pot să vorbesc strict de relația mea personală cu el, care n-a fost niciodată foarte apropiată. Însă eu am văzut un lucru în cazul lui Traian Băsescu, că aprecia faptul că îl contraziceam când credeam că este cazul, că când nu eram de acord cu el, îi spuneam. Și asta cred că a apreciat. Că pe de o parte Băsescu tolera în jurul lui, sau eu n-am fost în jurul lui niciodată, dar totuși am înțeles. Relativ în zonă. Nu le enerva faptul că știu mai multe decât el în anumite domenii, că în alte domenii știe el mai multe decât mine. Porturi, marinăreală, da, alte lucruri. De, uite, vă dau un exemplu. Odată, în 2019, trebuia să mă pregătesc pentru o emisiune și am trimis un SMS despre dotările armate. În mai puțin de 10 minute mi-a transmis necesarul de dotări pentru armata română. Atâtea avioane F-16, atâtea tancuri, deci nu știu. Eram toate ședințele CSAT, adică era fire să le știe. Da. Și, sigur că eu știu alte lucruri, poate mai importante sau nu, depinde. Și în oglindă spuneți că... Asta pe el nu-l deranjează și nici nu-l deranjează dacă, cum am făcut-o de pildă în 2011, țineți minte, în legătură cu regele Mihai. Public am spus cu totul altceva decât ce spuseți el. Și nu s-a supărat. Și credeți că Iohannis s-ar supăra la genul ăsta de abordare? Iohannis este genul de supărăcios ăsta, ranchiunos, foarte mărunt, foarte meschin, nu tolerează decât mediocrități în jurul lui. În PNL a susținut numai mediocrități, numai oameni fără coloană vertebrală. Ce mai e PNL-ul astăzi cu un general în rezervă? Nu la mă deranjează faptul că e general. Nu? Nu, câtuși de puțin. Dimpotrivă, mie îmi pare rău că un fost general al armatei române este
atât de slab pregătit și într-un anume sens atât de lipsit de patriotism. Pentru că, de ce spuneți asta? Pentru că e vorba de o anumită decență în exercițiu acestei funcții onorante. Să fii ministru, să fii prim-ministru este o onoare. Onoarea de a servi. Da? Ministru înseamnă servitor. Servitor al binelui public, servitor al țării, al patriei. Ori când îți faci atât de prost meseria, cu atâta neglijență, nu este în stare să pregătească un discurs demn de a fi ascultat. Ați ascultat discursul de ale lui Ciucă? Sigur. Este acceptabil ca un general armatei române să vorbească în halul ăsta? Păi, eu sunt nepot de colonel. Am, mă rog, și coloneli, și ofițeri, generali în familie. Este rușinos. Eu am un mare respect pentru armata română. E posibil ca un general al armatei române să fie atât de fomf în discurs? Nu se poate. Și să nu spuneți că săracul nu e dotat. Poate să învețe. Da, dacă vrea să îl ajut să țină un discurs, n-are decât să mă sune. Nu, și nici nu o să spun lucrul ăsta, nu o să fac public lucrul ăsta. Adică poate să, mă rog, poate să întrebe pe altcineva, că sigur că cu mine e ceva mai greu. Însă e vorba de respectul față de funcție, respectul pentru tine însuți, respectul pentru țară și respectul pentru ceilalți cetățeni. Și ideea că, vai, că nu sunt oameni ai vorbelor, asta nu ține, nu este acceptabil ca președintele României și primul ministru să vorbească în halul în care vorbesc și să nu fie în stare să comunice absolut deloc. A copiat un model al tutorelui său politic, Klaus Iohannis. Nu dă interviuri, nu iese la întrebări în fața presei, nu merge în studiouri de televiziune sau în redacții de știri. Înțeleg să fii mai rezervat, să nu fii, în astfel de momente, domnule Paleologu, să nu fii peste tot, să nu fii omniprezent, că uneori și prea multă comunicare poate să strice. Nu țineți minte pe Traian Băsescu, care în fiecare seară apărea ca un cuc la ora 7 fix, apărea și doctore, și părere, Ponta, și așa. Bon. Poate că și asta este exagerat. Sigur. Însă, cred că am spus destule despre... Dar dincolo de personajul Ciucă, care poate fi așa cum îl portretizați dumneavoastră, ați descoperit în mandatul ăsta un om politic Ciucă, un președinte de partid demn de a fi urmaș al brătienilor, un lider autentic? Un moment. Da. Asta este cea mai mare comicărie urmașii brătienilor. Da? Așa se revendică. Se ați văzut, la Vila Florica Hopțop n-au scuză, mai fac niște poze pe acolo. Tot timpul mărșăluiesc cu blazonul și îți scot ochii, te împung oricând n-au câte un argument, o bagă cu apa asta cu blazonul și cel mai vechi partid din Europa. Uite, vreau să spun ceva. Mie nu-mi place să mă dau mare cu strămoșii. Cu atât mai mult cu cât trăim într-o societate în care dacă nu ești primul om în pantofi, multă lume se uită chiorâș la tine. Știi? Există un fond de ură de clasă cu care eu mă confrunt întotdeauna. Da? Însă pe mine m-au dat afară din PNL. Totuși, unchiul tatălui meu era mâna dreaptă a lui Ionel Brătianu în 1918. Da? George Mărzescu era ministru de interne în 1918. Nu mai vorbesc de o sumedenie de alte figuri din familie. În familia noastră de multe generații au tot fost oameni care au participat la viața publică. Liberali, conservatori, un țărănist. Pe mine m-au dat afară. Da? Și cine? Alina Gorghiu și Vasile Blaga. Doi asta urmași este, este foarte simbolic lucrul ăsta. Adică cel care este cu adevărat din povestea aia. Dar eu sunt din povestea aia, nu Iohannis, nu Blaga, nu Alina Gorghiu. Pentru a putea invoca legitim trecutul partidului. Și pe mine s-au găsit să mă dea afară. Acum, pe de altă parte, bine au făcut, pentru că eu sunt, eu sunt genul de om care nu părăsește ceva din inițiativa lui. Sunt foarte fidel, foarte loial. Însă, bine au făcut că m-au dat afară, că nu era de stat.
Și oricum îmi văd mult mai liber de treburile mele. Acum vreau totuși să revin la ce spuneam despre actualitatea lui Plutarh. Și spun asta și în prefață. E o cauză pentru care merită să milităm, pentru că în felul ăsta ridicăm nivelul leadership-ului. Contribuim la educarea cetățenilor în sensul așteptărilor pe care trebuie să le aibă de la conducătorii lor. Vă spuneam, cartea Viețile paralele ale lui Plutarh au fost cea mai citită carte după Biblie timp de câteva secole, până pe la sfârșitul secolului XIX. Gândiți-vă încă o dată că părinții fondatori ai României moderne aveau pe Plutarh în minte și unii dintre ei se comparau în mod constant cu figuri din Plutarh, fie Petrecar, fie Titu Maiorescu, poate că și Tache Ionescu l-avea pe Demostene ca model. Bun, Plutarh a furnizat modele timp de secole. Acum, cred că și epoca în care trăim are nevoie de înțelepciunea lui Plutarh, pentru că, de pildă, vorbim de corupție. Păi Aristide este un exemplu extraordinar de de altruism. Este un om care a murit mult mai sărac decât atunci când intrase în politică. Nu, ni se pare o ciudățenie lucrul ăsta. Cum adică să intri în politică și să fii mai sărac la sfârșit decât la început? Cum e chestia asta? Eu consider că ăsta e de fapt un adevărat om politic. Un om care nu se îmbogățește deloc din politică, ci dimpotrivă sărăcește din politică. Dacă ești un om cu adevărat dedicat sensului celui mai nobil al politicii, ești mai sărac din politică decât atunci când intri. Între noi fie vorbă, de-aia îmi convine că nu mai fac, că nu mai sunt în politică, pentru că pot să mă ocup de treburile noastre, de, hai să zicem, business-ul nostru, de Casa Paleologului, care sigur că nu-i doar un business. Apoi, cred că trăim într-o epocă, nu doar în România, în care am avea nevoie de modelul Solon, adică de moderație. Trăim o epocă de extremisme, de polarizări fără rost. Repet, nu doar în România. Vedem asta în Statele Unite, vedem asta în democrații consolidate din Occident, fără a mai vorbi de nebuniile din alte țări. Nu știu, Rusia, Turcia, China și așa mai departe. Cred că modelul de moderație pe care îl oferă Solon este extrem de actual în zilele noastre. Avem nevoie de oameni de genul ăsta. Ce să facă dezbaterea asta publică, domnule paleologul, în România? Și unde și cum și cine să adere la ea? Nu, aici să știți că nu e așa. De 10 ani există Casa Paleologului și multă lume, mă rog, multă lume, unii au avut o anumită doză de scepticism. Dar pe cine interesează Homer sau pe cine interesează Platon și cum vreți voi să trăiți din așa ceva? Păi am arătat că se poate. Poți avea cifră de afaceri de jumătate de milion de euro vorbind despre Platon, vorbind despre Plutarh, vorbind despre Homer. Se poate. Da? Și aproape jumătate de milion de cifră de afaceri anul trecut. Deci se poate lucrul ăsta. Da? Și acum, eu nu spun lucrurile astea ca să impresionez cu cifre. Sigur că ar fi nevoie de mult mai mult pentru a crea o școală, e nevoie de milioane. Nu. Dar e un exemplu particular care poate fi, care poate căpăta valențe generale. În sensul că sunt convins că modelul dumneavoastră poate fi multiplicat și în alte centre urbane și în alte zone ale țării. Și să o facă alții, și să o facă alții, cu siguranță. Da. Adică o nevoie socială este. Categoric, da. Da. Și asta, dacă vreți, o cuplăm cu situația de moment. Pentru că ați văzut, dezbaterea e despre condiția profesorului în România, proteste în stradă și așa mai departe. Genul ăsta de, ok, nu orice profesor poate să pună în mișcare un astfel de mecanism, dar sunt convins că există profesori la fel de dedicați ca dumneavoastră care ar putea să genereze fenomene locale care să dezvolte comunități. Sunt absolut de acord. Dacă mor de foame, când te culci cu salariul minim pe economie, cu 2400 de lei, când stai cu mâna întinsă, când grija ta e frigiderul, când nu mai e materia pe care o predai la curs,
Sau nu mai sunt opționalele pe care le poți dezvolta? Că tot e în curs greva profesorilor, vreau să spun foarte clar că sunt de acord cu revendicările lor. Însă asta e doar o parte din problemă. Mm-hmm. E foarte important. Deci suntem de acord, e foarte adică important. Dar e doar o parte din problemă, pentru că, de fapt, cea mai importantă problemă este definirea corectă a scopurilor educației. Pare o chestiune teoretică. Nu e o chestiune teoretică și pur abstractă. E o problemă extrem de importantă. Că multă lume se plânge că copiii învață să repete mecanic anumite lucruri. Despre asta este vorba. Da? Dacă definim autonomia ca scop al educației, deja facem un pas foarte mare în discuție. Când spun autonomie, mă refer la autonomia intelectuală, să fie în stare să gândească cu mintea lor, să argumenteze, să țină discursuri, să gândească critic. Și a gândi critic nu înseamnă să te îndoiești de orice și să spui nimic nu e adevărat, totul e conspirație, că există oameni care confundă gândirea critică cu conspiraționismul. Da? Deci nu în direcția asta trebuie mers. Deci autonomia intelectuală, autonomia morală, foarte important. Aspectul etic este complet absent, din păcate, din discuțiile despre învățământ. De fapt, cel mai important aspect al educației este moralitatea, formarea caracterului. De-aia am avut anul trecut o școală de vară cu titlul Caracterul cui îl lăsăm. Pentru că constatarea mea este că educația morală e lăsată deoparte. Mm-hmm. Este esențială. Și nu în ultimul rând, autonomia profesională. Când ieși din școală, să fii în stare să-ți câștigi viața făcând ceva util societății. Astea sunt cele trei autonomii pe care trebuie să le cultive școala. Și nu e o chestiune pur teoretică. Uh-huh. Asta se aplică apoi în metodele de învățare. Când pui autonomia pe primul loc, pe asta înseamnă să predai într-un anume spirit, în așa fel încât să-i faci pe elevi să gândească, să se exprime, nu să repete mecanic ceva. Atenție, eu nu spun că memoria nu e importantă. Cultivarea memoriei este extrem de importantă. Nu trebuie, cum să spun, neglijat acest aspect. Însă, când vorbim de autonomie ca scop suprem, asta, repet, are un impact asupra modului în care predai, a modului în care evaluezi cu elevii și apoi ține și de formarea profesorilor. Și încă ceva, ce nu mă obosesc să tot repet, reforma în educație începe prin formarea profesorilor, cu siguranță. Reforma formatorilor. Da, eu am o teorie foarte simplă, domnule paleologu. E ca teoria lipsei parcărilor și amenzilor pentru că ai parcat neregulamentar. Creează în locuri de parcare, dă-mi opțiunea să intru în legalitate și abia apoi, dacă parchez pe trotuar, amendează-mă. Așa și cu profesorii. Hai să le dăm un trai decent, hai să le luăm grijă a frigiderului de pe conștiință și după aia să le pretindem un act educațional de calitate. Da, aici să știți, eu cred că lucrurile trebuie gândite în paralel. E timp ca acești oameni să facă în paralel și reformă pe bune și să dezghețe lucrurile astfel încât să reintre în normal? Nu cred că e timp. Deci, repet, sunt de acord cu revendicările lor și le susțin. Însă, oricâți bani ai băga într-un sistem defect, de fapt îi arunci pe fereastră. Este ca o sită în care turnăm apă la nesfârșit. Dar nu asta trebuia să rezolve pachetul de legi România Educată, domnule Paleologu? Pachetul de legi România Educată, stai puțin. Păi nu, dar serios. Este o antifrază. Da? Deci formula România Educată este o antifrază.
La fel ca România, lucrului bine făcut, ce a făcut bine președintele Iohannis. De fapt, e unul dintre cei mai mari tromboniști din istoria României și un trombonist atât de eficient pentru că multă lume l-a crezut. Zicându-și, domnule, e sasi, ardelean, e serios, ein Mann, ein Wort, omul cuvântului. Nu, este un trombonist extraordinar. Gândiți-vă la toate formulele lui. România normală, România lucrului bine făcut, România educată. România educată. Sunt niște formule care păcălesc, au păcălit, poate, pe mine nu m-au păcălit niciodată. Da, da, iată că societatea forțează cumva acum ca, ca măcar România educată să-și depășească condiția de slogan electoral. Adică lumea a zis, băi, n-ai prostit, ceva trebuie să livrezi acum, măcar pe final de mandat. Și a pus o doamnă inginer la AP, care a fost consilier până mai ieri la Cotroceni, să implementeze ceva de neimplementat, care se numește, în teorie, reformă. În practică, se numește ce vedem în stradă. Cum depășim momentul ăsta? Ar trebui Iohannis să se implice activ în rezolvarea crizei? Profesorul Iohannis, domnule paleologu? Sau credeți că și-a uitat condiția? Eu, din câte știu, a fost mai mult inspector decât profesor. A fost și profesor de fizică. Da, a fost profesor de fizică. Bun, măcar doamna, că e cuplat la poveste. Da. Nu știu, nu vreau să mă pronunț asupra calităților lui, că nu l-am auzit vorbind în clasă, deci nu știu cum o fi. Dar nu-mi imaginez cum a putut să fie altfel omul ăsta. Adică să fi fost în stare să comunice, să vorbească, să stârnească. Ori s-a transformat complet. E un mister, totuși. Ca să fii profesor, trebuie să fii cu totul altfel decât e președintele Iohannis. Adică te aștepți, un profesor e un om care comunică gânduri, un om care îi face pe ceilalți să gândească, este un om capabil să vorbească bine, să pasioneze. Poate avea promptări și la ore. Bun, asta nu, evident că nu. Dar nu știu cum un om atât de plicticos, atât de cenușiu a putut să fie profesor. Poate că a fost bun și poate că s-a transformat complet. Dar nu complet. Știm, că nu ne-a spus niciodată. Poate că s-a întâmplat o metamorfoză totală. E posibil. Dar, domn Paleolog, am o curiozitate. În vremurile pe care le traversăm, până la momentul declanșării războiului sau a pandemiei, totuși Europa asta căuta niște modele, ați văzut, mai dezghețate. O scoatere a politicianului din protocolul anilor 80, o transparență poate exacerbată, o așteptare ca politicul, nu știu, să stea la coadă cu noi la cumpărături, la coada avionului, la autobuz. E, și pe fondul ăsta, așteptările cumva se îndreptau și spre Klaus Iohannis. Ceva mai multă transparență, ceva mai multă comunicare publică, ceva mai puțin formalism. N-a achesat la niciuna din direcțiile astea. Ce spune asta despre el? E decuplat? Nu-l interesează? Nu ne vede? Pe mine nu mă deranjează formalismul. Să ne amintim de pildă de Ronald Reagan, care atunci când a devenit președinte, a revenit la un protocol mai stiff. Da, așa. Cu papion, cu smoking. Suntem și noi. Nu, că el punea iurea. Ce? Trebuie să și știți când să pui smoking. Da? Președintele nu știe când să pună smoking și când să nu pună. Ultima smoking, dată a fost la Ziua Marinei. Le punea iurea. Uh-huh. Deci poza aia de la Ziua Marinei, problema nu e că avea smoking, era nepotrivit, era ca nu cam perete. Nu se pune smoking dimineața. Este complet absurd. Smoking-ul se pune numai seara și nu la evenimente de tipul ăla. Omul habar n-are, nu, e pe din afară. El nu e foarte... E aparent protocolar, că de fapt nu știe protocol. Da? Sau are consilieri foarte proști. Sau nu-i ascultă. Cred că nici nu prea are pe cine să asculte. Nu cred că e lume în jurul lui, că e foarte mult pustiu acolo. Nu? În fine... însă nu formalismul mă deranjează, pentru că Reagan, cu toată insistența lui pe această acest caracter formalist, da, al funcției supreme, era un comunicator extraordinar, absolut extraordinar. Deci nu protocolul mă deranjează, cât uși de puțin, ci această totală incapacitate de a comunica ceva. Da, în afară de un imens plictis. Da, așa, eu cred că românii
se află în fața unui risc și să li se dezarticuleze mandibula de la prea mult căscat, da? De la prea multă plictiseală în această perioadă. Însă, bun, lăsându-l pe el deoparte, malițiile la o parte, vreau să vă mai dau câteva exemple de figuri din Plutar care îmi plac foarte mult. Și să vorbim puțin și despre PSD, vă rog, să nu creadă lumea că îi lăsăm deoparte. Nu, aveți dreptate. Da. Sunt la fel, poate mai rău. Păi da, abia aștept, da. Da. E un personaj care îmi place foarte mult. De altfel am pus un citat și pe pagina mea de Facebook, și anume Focion. Focion e poate mai puțin cunoscut de cei care ne ascultă. E un mare om politic din secolul IV. A fost de 40 ceva de ori strateg, adică general, la Atena, și era un om care vorbea puțin. Foarte iată, elocvent. Uh-huh. Și e un moment fabulos care îmi place la nebunie. Odată a vorbit în adunarea populară și toată lumea l-a aplaudat. Și Focion se oprește și spune: dar de ce mă aplaudați? Am spus cumva o prostie? Mi se pare genial. Da. Asta înseamnă să nu cauți popularitatea. Eu cred că avem nevoie și de oameni care să spună adevărul, uh-huh, și să nu caute popularitatea, pentru că trăim într-o epocă a demagogiei. Și e nevoie să revenim la idealul liderului care spune adevărul. Chiar și când adevărul nu are căutare, nu e comercial. Chiar dacă nu este dezagreabil, da, chiar dacă îl pune o oglindă, mm-hmm, în fața societății, și oglinda nu e totdeauna plăcută. Dacă să migrăm și spre PSD, sub bagheta lui Iohannis, vă aduceți aminte, marea reușită a primului mandat a fost că a scos Ciumaroșii de la guvernare, cum singur ne-a zis. Marea reușită pare a celui de-al doilea mandat este că autocitez. Stați, vă rog. Țineți minte că am spus din 2019 că Iohannis nu va face nimic altceva decât să readucă PSD-ul la putere. Am spus-o de mai multe și ori. Și la mine? Și la noi? La discuțiile la TVR? Miram așa, nu fi spus și la dumneavoastră. Pentru că gândiți-vă totuși, în 2014 Iohannis a fost votat triumfal, a câștigat cu peste 1 milion de voturi distanță. 2 ani mai târziu a adus PSD-ul la cel mai mare scor din ultimii, hai să zicem, nu chiar 30 de ani, din 92 încoace, e cel mai mare scor cel cu Dragnea, al aproape de 50%. PSD-ului. Bun, deci este o contraperformanță pentru care totuși e vorba și de minte, cât poate mintea omului. Nu vreau să folosesc cuvinte care sunt amendabile de CNA. Da, și mă rog, totuși... Să descalifice discuția. Președintele României, dar totuși e și o problemă de inteligență. Adică politică, o asemenea contraperformanță e incredibilă. După aia... Totuși, e un performer. Mai e ceva. Uite, o să fac ce făcea Focion, o să spun ceva dezagreabil, ălora care l-au votat în primul tur. Că, evident, în turul 2 era firesc să-l voteze multă lume pe Iohannis, pentru că cealaltă variantă era și mai proastă. Însă, în primul tur, cum au putut cei care l-au votat să-și imagineze că Iohannis va livra altceva? E omul care a dus PSD-ul la putere în 2016 și este omul care a readus PSD-ul la putere acum. Și mai e încă ceva. Da. Alianța PSD-PNL este o iluzie. De fapt, PNL-ul este un fel de animăluț de companie. E un fel de... De ce spuneți asta? Păi e inexistent PNL-ul. Nu? E mult mai prezent Partidul Social Democrat. Ciolacu e mult mai influent. Auziți, dar de ce credeți că a făcut Klaus Iohannis asta? De ce n-a ținut cu dinții de guvernarea rezultată din alegerile trecute? Există două școli de gândire. Unii consideră că de fapt ăsta a fost întotdeauna planul lui Iohannis și că Iohannis e diabolic, da? Că a urmărit un plan. Cealaltă școală de gândire e că atât a putut. Asta e școala de gândire în care mă înscriu eu. Da, consider că pur și simplu omul nu e în stare de mai mult. Și e vorba și un fel de abdicare interioară.
Omul ăsta nu își mai dorește nimic, nu își dorește să rămână în istorie. Dar dumneavoastră ați înțeles după 9 ani, domnule paleologu, care a fost idealul politic al lui Klaus Iohannis sau a avut vreun ideal? Mi-e greu să spun că nu sunt că, uite, bă, să spun de bine de rău, a iluzionat o bună parte din populație că a fost pentru lupta împotriva corupției. A rămas asta. La un moment dat, într-o pagină, pe undeva, va scrie asta cineva. Ce va scrie, domnule, pe pagina Iohannis la un moment dat cineva? Altcineva. Că a dus de două ori PSD-ul la putere. Nu, este o președinție foarte sterilă. De o sterilitate totală. Și vreau să mai vă spun ceva, că mulți îl critică pe președintele Iohannis spunând că este neamț, că nu e român. Fals. Ați auzit critici în sensul ăsta? Da. Din potriva, am auzit argumente în sensul legitimării dumnealui. E foarte bine că e neamț, că uite... Nu e neamț deloc. Este tipicul politician român șmecher. Și care se gândește doar la propria persoană. Adică nu, e o totală iluzie asta cu neamțul care are virtuți germanice. Nu, nu are nicio virtute germanică. Marcel Ciolacu, viitorul premier. Cum vă sună? Vai de mine, da. Cum vă sună? Știți cum e? Vă dăm seama că... Să vă spun ceva. Eu v-am adus cartea asta, da, în care e vorba de Solon, de Pericle, de Alcibiade, de Focion. Da? Și noi aici ne vorbim de acest triunghi ridicol. Da? Triunghiul ridicol, Iohannis, Ciucă, Ciolacu. Și mai sunt și cei doi, Ciucă și Ciolacu. E și când auzi numele lor și te uiți la ei, efectiv e ca Lir și Tibișir, Mucea și Căcâcea, Pat și Patașon, Stan și Bran, spuneți cum vreți. Dezavuez. Lolec și Bolec și așa mai departe. Nu, mă desprinde. Aici ne ducem pe cărări separate. Nu-i nimic rău. Stați puțin. Lolec, Bolec, Mucea, Căcâcea, Lir și Tibișir au o latură simpatică. A, deci măcar atât. Da. La capitolul bufonerii mai stăm este bine. Efectul comic. Așa cum avem în Caragiale, că tot vorbeați de el, efectul comic al tandemului Farfuridi-Brânzovenescu. Este și tandemul greco-grec, romano-roman, pe care îl invocați numai în carte. Că, de pildă vorbesc de tandemul Epaminondas-Pelopidas, da, care au lucrat împreună. Nu, aici nu dar suntem deloc. Dar la mitologia greacă, deci cine ar fi cei doi, domnule Paleologu? Nu e Epaminondas și Pelopidas, este un tandem comic. Și când spun că e comic, vedeți că deja e... sper că nu o să zică nimic ce ne-au, pentru că în fond când spui că sunt comici e o manieră de a și de a eufemiza eu nu spun lucruri extreme despre ei, da. Doar că sunt foarte comici așa în tandem, Ciucă-Ciolacu, Ciolacu-Ciucă. E un tandem interșanjabil, așa, adică... Nu, și mai e un joc de societate, nu știu dacă ați participat la acest joc de societate, întrebarea care e mai deștept dintre ei. Există mai multe ăsta? Școli de gândire. Unde stați în care societate? Eu mă amuz foarte mult să discut cu prieteni, dar care e mai bun. Și care e concluzia la care ați ajuns? Sau încă dezbateți? Stați să-l vedem încă pe dezbateți? Stați să vedem... Casa Paleologul încă dezbate. Ar fi o bună temă de dezbatere. Da. Știți că am avut cu Răzvan Ioan dezbaterile alea Nixon, Kennedy, Machiavelli, Guicciardini, Herodot, Tucidide. Am avut și despre Luca și Matei. Cei doi evangheliști comparând. Bun. Da. Aici ar fi, adevărat, mi-ați dat o idee genială. Uite, o să fac o dezbatere. Ciucă Ciolacu, care e mai grozav dintre cei doi? Grozav depinde în ce sens. Să-l vedem pe Ciolacu când va fi. Dacă va fi. Credeți în steaua lui norocoasă? Va fi? Nu va fi? Bă, oricum, are o stea incredibil de norocoasă. Asta, da. Vă gândiți că omul ăsta a ajuns atât de departe, este extraordinar. Însă, până acum, pare ceva mai isteț.
până acum. Decât cine? Decât Ciucă, Iohannis și așa mai departe. Și mai istez chiar decât predecesorii lui în fruntea PSD-ului, că i-a dat la o parte pe cei mai odioși colaboratori ai lui Dragnea. Și uităm acum, Iordache, Nicolicea, Nicolicea, Codrin Ștefănescu, cine mai era? Ăla, Ploieșteanu sau Pleșoianu, sau cum îl cheamă? Pleșoianu, că nu uit tot timpul cum îl cheamă. Ăla e fabulos. Bun, i-a dat la o parte pe toți. Șerban Nicolae, da? Au dispărut ăștia, sigur. Apar alții în loc. S-a reîntors Gonea. Da, Zgonea e dintr-o altă epocă. Zgonea e din epoca Ponta. Aha. E o mică diferență aici, da. Se schimbă ceva în viețile noastre cu... Totuși, cred că în istoria PSD-ului, epoca Dragnea a fost cea mai sinistră. Cred că asta îi ajută la nivel de argument și pe cei care sunt și pe cei care vor veni. Da. Se va schimba ceva în abordarea politică, în viețile noastre, în realitatea politică românească, schimbarea unuia cu altuia, sau suntem doar într-o continuitate firească de timp și... Tot figurile alea, Lolec, Bolec, nu pot să spun, nu, că a zis-o de două ori, a treia oară, cred că da. Bine, dar e cam așa, știi, mi-e așa îmi face impresia, Ciucă, Ciolacu... Îi vedeți împreună și în anul electoral 2024? Nu știu ce să zic. Problema e alta în anul electoral 2024. Aici nu mai e de glumă. Adică râdem până când ne pocnește realitatea la un moment dat, pentru că degradarea funcției prezidențiale de către președintele Iohannis, degradarea prestigiului armatei de către generalul Ciucă, degradarea Parlamentului, care este incredibil în acest moment. Dar toată această degradare a moravurilor publice, degradarea vieții politice, este extrem de riscantă, extrem de periculoasă. Mă gândesc că e foarte posibil să ne trezim din nou într-un scenariu de tipul celui din 2000. Pe fondul prăbușirii partidelor zise de dreapta, PNL, USR, care nu reușește să fie prea convingător, n-am impresia că USR, PMP și Forța Dreptei reușesc să creeze o alternativă. Deci pe fondul acestei desconsiderări a politicii în general, pe fondul acestei scăderi a dreptei, prăbușirii a dreptei, e foarte posibil să ne pomenim cu o finală de tipul Iliescu-Vadim. Adică, nu știu, Ciolacu, George Simion. Vă gândiți la o candidatură din nou în 2024? Dacă... Eu nu mă gândesc deloc, cum nu m-am gândit nici în 2019. Dacă vi s-ar propune? Trebuie văzut în ce condiții, cine, cum și așa mai departe. Pentru că în 2019 am considerat că e foarte important să folosesc oportunitatea pentru a spune niște lucruri. Și acum, 4 ani mai târziu, pot aminti. Țineți minte ce am zis în 2019. Da? Uite unde am avut dreptate. Uite ce ar fi trebuit să facem. Pe mine m-a interesat mai cu seamă să pun un jalon. Sigur că mulți uită, dar mai sunt unii care nu uită. Da. Uite, dumneavoastră n-ați uitat tot ce am spus eu atunci în 2019 și e important. Și mai sunt mulți alții ca dumneavoastră care n-au uitat. 30 de secunde. Revenim ca să închidem rotund cu cartea, domnule paleologu. Cartea în 30 de secunde, cum ați descrie-o? O pledoarie pentru redescoperirea lui Plutar. Este o rușine că viețile paralele n-au mai fost republicate de atâta timp. Este o introducere. Plutar înseamnă 5 volume. Eu prezint într-o variantă foarte accesibilă, actualizată, cu referințe la actualitate. La prezent, da. Acest autor de importanță
colosală. E important pentru cauza civilizației, aș spune, pentru cauza libertății, ca Plutar să fie redescoperit și citit. O regăsim în librării? La mine. O să fie la Cărturești. O să o vindem și la Cărturești. Și pe pagina de Facebook, dacă vă scrie cineva, bănuiesc că e care se găsește. Absolut. Un răspuns acolo. Ioana Brândurel va fi pe fază. Vă mulțumesc, domnule paleologu, pentru discuție și pentru sinceritatea debordantă. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați urmărit. Aceasta a fost prima parte. Vă aștept după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi.